Salutare și bine ați venit la un nou episod de pe canal. În episodul de astăzi este de înțeles că mergem la stropit, mergem la fertilizat, la dat cu îngrășământ, la dat cu erbicid, cu insecticid, cu Crop Max, cu tot ce trebuie dat la o recoltă. Avem aici, băieți, sprayerul nostru. Este un, ia uitați aici frumos acolo, Pilmet Rex 2518 de 2500 de litri și 18 metri lățime. Deci este, băieți, mic, da? Deci pot să spun că este un sprayer destul de mic. O să ne luăm pe viitor și unul mai mare, doar că noi terenurile pe care le avem sunt mai mult terenuri mici, adică așa bucăți din ăștia cu pomi, cu vegetație, cu iarbă și trebuie să o colim și dacă este unul de 50 de metri, n-avem încotro, da? Și de-aia mai bun este așa mai mic. Și băieți, i-am mai făcut aici o modificare, ia uitați, i-am pus, băieți, roțile ăștia mici, l-am echipat pentru campania de fertilizat. Frumos aici roțile ăștia subțirele, ia uitați-le cât sunt de mici. Deci foarte, foarte subțiri, zici că este bicicleta așa când te uiți, zici că este bicicletă. Bun, și hai să nu mai pierdem, băieți, timpul și să mergem, băieți, aici la lucru. Deci începem la fertilizată de grâu, băieți. Continuăm acolo la fertilizat, adică până acum nu am mai fertilizat. E primul teren, băieți, primul teren, nu știu ce a spus să continuăm. Așa, este primul teren, hai să schimbăm și noi aici treapta de viteză, foarte bine. Avem aici în spate la sprayer încărcat full, da, este plinul plin și este vremea numai bună, e frumos afară, deci este exact cum trebuie să fie, băieți, pentru a merge la stropit grâul. Ia uitați-l că așa, ia uita aici, oamenii ăștia nu au mai discuit, se pare, da, așa se pare. Bun, deci ia uitați, băieți, aici grâul nostru. Ia să îl vedem și noi mai de aproape. Ia uitați, destul de potrivit, da, destul de potrivit. Oricum ar fi trebuit să fie mai mare un pic. Da, e cam micuț grâul, băieți. Este cam micuț. Normal, acum, la vremea asta, ar fi trebuit să fie mai mare, dar... oricum, după ce îl stropim acum, își pornește și ea își dă drumul și să vedeți cât se face de mare, băieți. Să vedeți și voi cât se face de mare. Bun, hai să nu mai pierdem colea timpul și hai să începem o dată la muncă. Bun, foarte bine, băieți. Așa, hai să ne încadrăm noi ca să avem loc să deschidem sprayerul. Foarte bine, băieți, foarte bine. Așa, hai să-i dăm o deschidere și, băieți, dacă nu ați dat pe butonul de like și pe subscribe, v-aș ruga că mă ajută foarte mult, băieți, și pe clopoțel să primiți notificare de la tot ce urmează. Așa, hai să-i dăm colea așa o pornire, o deschidere. Foarte bine, ia uitați. Așa, după ne dăm jos să vedem dacă este tot în regulă acolo în spate. Bun, gata, odată. Ia să vedem să se regleze. Bun, gata. Deci acum, băieți, s-a deschis aici sprayerul. Ia uitați-l. Așa, ia s-a deschis tot bine aici la încheieturi. Totul este bine. Așa trebuie, da, totul este bine, băieți. Nu ar trebui de ce să nu funcționeze treburile bine. Bun, foarte, foarte bine. Acum mai fac eu pe aici niște reglaje. Stați puțin să trec eu în partea asta. Bun, deci e plin, e tot cum trebuie să fie. Așa, ia să îl mai ridicăm noi puțin el. Bun, uite, odată așa. Odată așa, băieți, uite cam așa o să mergem. Bun, și am pus aici aiurea, m-am pus aiurea rău de tot. Hai să începem dacă m-am pus așa, hai să continuăm așa ce să facem. Bun, hai să-i dăm colea o pornire, băieți, și să pornim la lucru. Să pornim, băieți, gata, ia uitați, am pornit aici la lucru. Bun, foarte bine, uite că am ajuns aici în capăt. Ia să ne întoarcem noi aici pe teren frumos. Ia, hai, dă-i înainte și gata, băieți. Ne-am apucat aici la treabă, după cum vedeți, uitați-l. Uitați, 18 metri, deci e cam micuț, da, într-adevăr, chiar este un sprayer destul de mic. Doar că aia este, adică ne facem treaba cum putem, da, cum putem și noi în momentul ăsta. Bun, foarte bine, deci merge totul bine, o să pun eu GPS-ul după tura asta.
Sau știți ce? Hai că mă apuc eu să pun GPS-ul acum. Uite, în momentul ăsta pun eu GPS-ul. Ia, suntem încadrați bine. Stați un pic să ne dăm mai în stânga așa, puțin el. Bun, mai departe de margine, să nu dăm la vecinul pe acolo, că nu vreau să facă vecinul recoltă mai mare decât mine. Așa, foarte bine, o dată așa, o dată așa, stați puțin el, 18 metri, încă una așa, bun, și gata. GPS-ul este setat, băieți. GPS-ul, acum noi mergem pe GPS, uite, mai dau eu aici și un control la viteză și gata. Nu mai bine, băieți. Bun, ia să mai ridic eu puțin el. Bun, uite atât. Foarte bine, băieți, foarte bine. Ia uitați, avem un teren destul de mare și o să dureze ceva până îl facem. Chiar o să dureze, băieți. Bun. Păi, hai că, aoleu. Aoleu, stai un pic. Treapta prea mare, băieți, la viteză. Mamă, ce m-am speriat, băieți. Bun. Așa, păi băieți, hai că mai revin eu după ce mai termin din teren. Deci, fiți atenți, băieți, mai țineți voi minte, acum câțiva ani buni am căzut cu combina aici, în groapa asta. Ia uitați câtă iarbă a crescut pe aici, câtă vegetație. Da, cu clasul eram atunci. Da, trebuie să fiți destul de vechi pe canal ca să țineți minte întâmplarea asta. Dar oricum, videoclipul e public, puteți să vă duceți să îl căutați. Bun, deci, ce-am făcut eu aici? Stați puțin. Bun, așa, deci merge, băieți, treaba bine aici, le uitați. Asta este deja, acum încercuiesc terenul. Ia uitați, facem aici drum, facem drum aici să nu călcăm noi chiar atâta de mult iarba. Foarte bine, băieți. Așa, ia să mai încetinim puțin el pe aici. Bun, hop, așa, gata. Să nu atingem pământul, că aia trebuie, să nu atingem pământul. Bun, uite mai așa pe margine. Ia, ieșim în drum cumva sau nu? No, hai că suntem bine, băieți. Hai că suntem bine, am mers aici pe GPS. Foarte bine, deci merge treaba bine. Ce să mai, merge treaba bine. Bun, și uite că am ajuns noi acum în capăt. Bun, ca să ajungem în capăt, oprim cu alea așa. Mergem pe aceleași urme dacă se poate, să nu mai facem alte urme noi. Bun, foarte bine, băieți, foarte bine. Și acum îi dăm noi aici cu GPS-ul. Bun, hai băiatule, hai. Ne punem și noi cu GPS-ul cole așa, la cam strâmb. Bă, stai mă un pic, ce am făcut pe aici? Mamă, aiurea rău de tot, băieți. A fost o întoarcere eșuată. Ia uitați cât am călcat acolo. Mamă, ce mai aia este, băieți. Da, nu știu ce s-a întâmplat, de nu am putut să pun GPS-ul, da? Aia este, ce să mai facem. Bă, și uite, din 3 ture l-am cam terminat. Mai avem, ne mai rămâne câte o fâșie pe margine, dar în rest este făcut bine. În rest, băieți, este făcut chiar foarte bine. Adică, de exemplu, uitați, aici în partea asta a mai rămas, adică a mai rămas, hai, o fâșie de 2 metri să... nu 2 metri, vreo 5 metri, cam așa, nu, e mult. Dar oricum, cred că o să ne cam oprim aici. Da, cred că o să ne cam oprim, că asta o să semne să facem alte urme noi pentru niște fâșii mici, înțelegeți? Deci, așa facem, băieți, asta este ultima tură, uite. Uite, și cu ăsta, cu sprayerul ăsta de 18 metri lățime, care este lățime mică, dacă mă întrebați, ne facem treaba, da, cu unul mare. Păi, atunci, băieți, atunci este de noi. Bun, ia să ne întoarcem noi cole așa. Bun, în jurul la par aici, la stâlpul de curent. Foarte bine, ne punem și noi pe urme. Bun, aia odată. Hai să punem noi aici cum iar GPS-ul. Bun, și gata, ia uitați ce drift am făcut aici. Foarte, foarte frumos, băieți. Foarte frumos, bun. Oricum, la terenul ăsta mai avem în jumătate ailantă. Că știți că e pe o jumătate, adică asta este o jumătate și drumul îl desparte cum ar veni. Că normal înainte, uite să vă iau așa cu niște povești. Înainte când eram eu mic, când eram copil, era câmpul câmp. Deci nu era drumul ăla, doar că drumul ăsta s-a făcut așa în timp. De la căruțe, de la alte tractoare și așa mai departe. Dar oricum nu o să plângem noi acum că nu mai e
nu mai este drum acolo. Dacă nu mai e terenul, teren. Bun, hai să ne mai întoarcem încă o dată aici, să mai facem încă un drift. Bun, ia, aoleu, sunt cam aproape, sunt cam bun, ia fii atent cum am trecut aici. Aici a fost noroc, băieți, noroc, eram cât de aproape să lovesc acolo sprayerul. Bun, gata, și asta, ia încă o dată. Bun, drifturi, băieți, cu tractorul. Îmi place, deci să știți că mie chiar îmi place așa să fac drifturi din ăștia între ghilimele. Bun, bă, și uite că am terminat terenul ăsta foarte, foarte bine. Hai să ne punem acum pe jumătatea asta lantă, că mai avem și jumătatea asta, că pe asta nu am făcut-o. Aș fi putut să merg drept, doar că nu am vrut, că aici este mai greu de întors. Da, deci de-aia nu... de-aia m-am întors tot acolo pe teren. Bun, foarte bine, băieți, ia uitați. Așa, deci mergem, băieți, mai avem aici la îngrășământ acolo, la substanță, deci nu ducem lipsă de nimic. Aici, băieți, tot timpul fac o greșeală, uitați-vă și voi cât de aproape sunt cu recolta de casa asta de oameni ăștia, deci, da, fac eu niște greșeli din ăștia, nu știu, aulă, pa, 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 ați văzut, eram cât, era cât pe ce, ia uitați, cât pe ce să dau în pom, în par. Bun, hai să dăm înapoi. Așa, foarte bine, băieți. Ia, haide, dă-i cu curaj acum, cu curaj, cred. Da, hai că suntem departe, bun. Așa, foarte bine, să nu dăm în pom ceva, că de asta nu-mi place să fac bucata asta. Că e, uitați, e prea îngust așa, prea, cu locuri prea înguste, curbe prea scurt și de-aia. Așa, bun, asta odată, ia să facem noi și pe partea asta aici. Bun, ia să prindem tot, să nu dăm pe lângă. Bun, așa, deci ce spuneam, tot timpul când vin să la semâna, la trăiera, la stropit, la tot, oamenii ăștia n-au și ei un gard între mine și câmp, între câmpul meu și casa lor. Și trebuie să vin lipit cu terenul de casa lor. Oricum pe mine nu m-ar încurca faptul ăsta, doar că așa pentru ei, adică totuși, uite eu acum stropesc, se duce miros din ăsta, se duce substanța acolo la oameni. Păi ce treabă este asta? Chiar nu e treaba, adică până la urmă nu se face așa. Și nu știu de ce tot fac greșeala asta, deci chiar nu știu de ce, dar anul ăsta, băieți, nu o să mai fac greșeala asta. Bun, foarte bine, hai să întoarcem noi cole așa pe drum. Așa, mamă, nici n-am setat GPS-ul pe bucata asta. Bun, dar n-are nimic, uite, o luăm și noi așa, ia, op. Bun, gata, hai mă că tot este GPS-ul, adică odată ce-l faci pe terenul ăla, ruta se respectă, nu contează că e pe o parte sau pe alta. Bun, foarte bine, băieți, ia să mai dăm noi aici o coborâre. Mamă, cred că am făcut videoclipul ăsta destul de lung, băieți. Cred că am făcut videoclipul ăsta destul de lung. Așa, ia departe de pomi. Să stăm noi, băieți, departe de pomișori acolo. Bun. Așa, păi băieți, eu o să mă opresc aici. Opa, stau un pic mai sus. Păi băieți, da, eu o să mă opresc aici, că mai am o tură și oricum de episodul ăsta cred că l-am făcut destul de lung. Așa că vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel să primiți notificare de la toate videoclipurile care o să urmeze. Eu am fost Andrei și până în episodul următor în care ne reîntâlnim, v-am salutat!